Mă rog să-mi permite să... Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, așa cum a fost aprobată, proiect de hotărâre privind stabilirea programului și asigurarea resurselor financiare pentru organizarea manifestării Zilei Municipiului Pașcani, ediția a 6-a, în perioada 4-6 iulie 2014. Da, nu, domnule, dar fost la 3. Așa s-a aprobat. Așa s-a aprobat. Așa a fost. Ultimele au fost aduce. Da, un pic de liniște, vă rog. Programul s-a făcut cunoscut, a fost în postul de mass media. Ne mulțumim. Doar atât. Da. Acolo, în Bata Elantă. Modificări în programul, numai atât a apărut acolo cu trupa compact, nu poate să vină, au un contact în afară și am nebucit deja cu proconsul să vină în locul pe ziua de sâmbătă. Aveți la proiectul de hotărâre acolo, defalcat programul, sumele, dacă aveți de comentat ceva pe marginea lor, vă stau la dispoziție. Problema cu... Vreau să spun avizul comisiilor, Comisia Economică aviz favorabil 3-1-1. Juridic favorabil. Juridic și... Urbanist favorabil. Până în data de 4-5-6 iulie vom avea montat și acel transformator în care, ca să ne asigure furnizarea de energie electrică. Am înțeles pe data de 15 iunie vom avea transformatorul în curte, deci... Astăzi este Consiliul de CTE la... Da, a trecut și de CTE, a dat telefon, a trecut de CTE, urmează de aviz. Dacă nu-l face, să știți că nu se pot face. Dar mergem cu dacă, am zis că-l face, da. Dacă sunt întrebări, dacă nu, supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Deci un vățăm împotrivă. Votăm pătă. Domnul Marius. Domn primar. Domnul Pintele. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de... Sponsorizați pe ceilalți. De prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2013 are AGCR Pașcani. Dacă sunt întrebări vis-a-vis de raportul pe care l-am primit fiecare și l-am avut pe studio, domnul Alexa, avizele, da? La port. Ești în pauză. Da. Văd că acea societate este pe pierdere. Singura activitate rentabilă în cadrul regiei dumneavoastră este cea de chirii. Când este profit. Deci activitatea noastră este pierdere financiară. Așa din exploatarea în profit. aprobată și trecută de guvern, urmează o hotărâre de guvern cu nominalizarea societăților SACE pentru stingerea datorilor și transformarea lor în preanțe. Cred că asta este singura modalitate din care noi ne-am putea scăpa de aceste penalități. Noi suntem în judecată cu finanțe pentru modul în care ne-am stins subvenția cu penalități, dar vă știți foarte bine ce înseamnă în succes, e foarte... de oi, vedea finanțele și ca
Pierderea este de astăzi, pierderea sunt datorată automatic, toate datele le-a adus acolo. Din exploatare suntem la toate activitățile, nu numai la activitățile. Când ați luat noastră activitatea ca manager la această societate, cum s-a făcut situația asta? Dar nu așa de mare. Să plecăm din 2011, când a venit acel ajutor de stat de 53 de miliarde, au stins surse. Dumneavoastră știți foarte bine, ne-am judecat cu primăria, am câștigat în instanță, s-au adunat 117 miliarde datorie vestuvenite, care însemna plata gazului și nimic altceva. Acești bani, nerespectând legea, s-au pus printr-o ordonanță și au stins la Iași doar penalități și dobândi. Deci, rostovălirea acestor datorii nu se datorează nouă. Știți foarte bine că noi și pentru împrumutul verb am făcut demersuri de fiecare dată și plângere prealabilă la fiecare rată. Știți de asemenea că noi trebuie să plătim rate la o casă care nu ne aparține și care nu are componentă de preț. Sunt ratele la împrumutul verb. Toate sunt explicate acolo și nici ceea ce observ aici în raportul dumneavoastră, nu există totală și strategie și viziune pentru a realiza această societate. Nu știu că se locau, să nu știu, în schimb, aruncă responsabilitatea către primărie, ca să facă, dar ei nu au o strategie foarte clară, având în vedere că, de exemplu, transportul, care știi, transporturile sunt pe pierdere, au un proces la ANAF, în care au sequestrat autobuzele respective. Gândit, pe viitor, ori externalizăm acel serviciu de transporturi, ca să nu pierdem datorii care le-au dumnealor, externalizăm acel serviciu de transporturi. Și problema a fost-o și la instalatori. Aceeași situație. Aceeași situație și la instalatori. Venitul de 2 miliarde, cheltuieli de 6 miliarde. Deci este un serviciu care... și că transportul ajuns pe poziție a avut câte primul primesc 20 de milioane posibil. Nu dădeam vina pe primărie, dădeam vina pe consilierii locali care au amânat prețul la transport, așa cum spune legea cu inflația de-a lungul timpului. Ați văzut că printr-o simplă corecție s-a ajuns pe plus. Ceea ce spuneți dumneavoastră cu sechestrul, am câștigat în instanță cum vă rog, dacă puteți mai exact ce vă deranjează ca principii manageriale pe care nu le-ați întâlnit la regim. Nu, faptul că este pe pierdere, asta mă deranjează. Faptul că este pe pierdere, nu mi se datorează nouă managementul. Aveți toate detaliile acolo. Sunt ca noi suntem vinovați. Nu, nu sunteți dumneavoastră vinovați. Este deci nu se poate mai bine. Ba, se poate mai bine. Tocmai ce vă spuneam, asta s-a ajuns și guvernul a ajuns la convingerea că nu se poate altfel, de aceea a făcut această ordonanță 25 de luni. Nu suntem noi în situația asta. Noi suntem într-o situație foarte bună. De-a lungul timpului știți foarte bine că regiunile în situația noastră au stat fără căldură, în ierni grele. Noi am reușit cu ajutorul Consiliului Local, nu minimalizați, nu minimalizați efortul bugetului local. Eu nu am spus asta. Aprobat de Consiliul Local. Domnul primar, ca să fim corecți, primăria și-a stins datoria către noi cu ajutorul nostru. Tocmai ca să fim corecți, am fost primii care ne-am prezentat la finanțe cu hârtiile și noi am fost cei care v-am anunțat că se dă aceea ordonanță. Deci noi ne-am ajutat unii pe alții. Nu văd de ce atrageți răspunderea numai prin vorbe și nu concret, pe hârtie. Ne acuzați din niște lucruri care nu se regăsesc în document. Deci dacă dumneavoastră, la orice societate privată, producția pe un an jumătate se ducea în niște penalități care nu aparțin regiei. Știți foarte bine că la 110 miliarde regia n-a putut calcula niciun leu penalitate și dobânzi. Și statul a stins penalitate și dobânzi făcute tocmai pentru că nu i-am încasat la timp. Statul a stins, nu noi ne-am stins. Noi am plătit datoria. De ce spuneți?
Păi am dat în instanță, n-am spus că noi așa, noi am ajutat atunci, că dacă nu mergeam să stingem datorile, probabil că le luam așa cum trebuia pe subvenții și, și le duceam în sursă, nu în penalitate, domnule. Știți foarte bine acest lucru, că ați mers împreună cu mine. Da. Deci greșeala nu este a noastră, este o neconcordanță a codului fiscal pe care noi am încercat să o reglementăm. Știți că am cerut și sprijinul deputaților noștri și se pare că o să se rezolve doar prin această ordonanță. Și cred că o să ne sprijiniți să fim și noi pe listă a fost. Nu numai pe noi, și orașul, bineînțeles. Am și eu câteva întrebări. Conform analizii economice, dumneavoastră spuneți că venituri din exploatare aveți 97,84% procent realizat. Dar, în același timp, la litera F, alte venituri din exploatare aveți realizarea de 145,76%, din care, din amenzi și penalități, 224%. Spuneți-mi și mie, astea sunt doar calculate pe hârtie sau sunt casate? Venitul efectiv și calculatarii în impozit și profit asupra venitului de sănătate. Da, sunt declarate, sunt facturate. Dar le-ați încasat? Da, sau o să figureze undeva la venitul de sănătate? Domnul Mărdan, avem un grad de încasare, așa cum rezultă din hârtie, de depuse, de 101,34%. Asta este criteriul prin care se apreciază management. Gradul de încasare. Aveți acolo cât s-a facturat anul trecut. Eu am întrebat strict de ceea ce e prevăzut aici. Sigur. Da. Sunt prevăzute prin facturi. Cum explicați dumneavoastră că la toate pozițiile vis-a-vis de venituri, deci nu sunt procente peste 100% sau 100% măcar, decât 106,94% din redevențe și chirii. Dar la toate cheltuielile aveți depășiri, la unele chiar cu 700%. Este situația dumneavoastră care vă spun scenariu. Este foarte bine întocmită, oglindește cu adevărat întreaga activitate, nu caut vinovați aici, dar așa cum ați spus-o și dumneavoastră, totdeauna există loc de mai bine. Asta n-am spus. Deci, cum ați spus și dumneavoastră că degeaba ați plecat supărate din Comisia Economică, că ați recunoscut singură că unele măsuri le-ați luat cu întârziere, că a fost unul de vină sau altul sau altul, ați găsit soluții pentru reducerea cheltuielilor. Deci există și posibilitatea asta. Domnilor consilieri, noi facem reducerea cheltuielilor din 2008, de când a mărit cu un leu prețul la călduri, cu un leu. Vă dați seama să ne cadrăm în acele prețuri în care toate costurile au fost, n-au fost simți. N-a fost simplu decât în condițiile în care am urmărit eficientizarea energetică la toate punctele noastre, ne-am redus consumurile la minim și a materiei prime. La fel. Îmi place că se face o analiză corectă a indicatorilor și se vine chiar și putele soluții pentru reglementarea situației. E adevărat. Însă, cred că trebuie un efort mai mare și un pic mai puțin influențată de, eu știu, de anumite curente. Managementul nu înseamnă să te dai după situație, dar totdeauna trebuie să urmărești să fii măcar în echilibru. Să nu accept să fii în pierdere. Asta înseamnă activitate. Că noi știm ce se întâmplă spre faliment, orice s-ar întâmpla. În activitatea privată nu merge. Asta este punctul meu de vedere. Eu cred că poate legea să se redreseze. Încă are posibilități, într-adevăr, cu reglementarea situației vechi care persistă și care aduce pierderile financiare care le aduce. Dar nu, că nu sunt căi. Există căi de rezolvare situației. Dacă sunt alți colegi care... Doamna director, eu n-am văzut aici un program tehnic privind interconectare, deci conectare, mai bine zis, la două, la o singură centrală, să fie conectat două centrale. Deci,
mi-ați spus că o să faceți niște... Avem rectificare. O să faceți niște studii, niște anticalculații, să vedem ce implicații financiare are, au aceste investiții care trebuie făcute și în perioada când putem lucra la așa ceva. La punctul cu rectificare avem, ăsta era raportul pe anul trecut, de aceea nu și-a de avut acolo, dar la rectificare am luat în calcul intrarea în conservare a centralei 10 și raportarea grădiniței numărul 2 și a blocurilor de garsonieră la centrala 6, pentru că în condițiile astea facem o economie la gaz de 1 miliard și ceva și ar trebui să reducem personalul cu mai puțin. Și următoarea întrebare, cât avem la gaz? În momentul ăsta, 14 miliarde. Energia, deci gazul reprezentând pe luna martie și aprilie, februarie a citat? Avem și 1.000 de... Mai avem 2 miliarde din majoră care e depășită. Noi subvenții mai avem de dat? Nu. Deci până am dat la zi subvenția? 80. Cât mai avem? Doamne, 14 miliarde. Am dat 13 miliarde. Deci 14 miliarde. Bine, activitatea la noi este sezonieră, facturile în iarnă sunt foarte mari, lumea le plătește și pe perioada verii și o să încercăm din nou eșalonul repede. Niciodată n-am ieșit din iarnă. Și ați rezolvat cu energia electrică? Energia electrică, știți că s-a schimbat legislația, nu putem... produce acum la prețul la care se vinde pe piață. Am ieșit în pierdere, am încercat să-l găsim pe E.ON ca și cumpărător la o anumită sumă care ne acopereau cheltuielile. Ne-au acceptat la un moment dat, până am scos hotărârea de Consiliu de Administrație, piața a căzut foarte mult și a trebuit să ieșim noi în OCOM cu la bursă. Acolo urmărim piața. La cât producem noi... Oferta e mică. Oferta e foarte mică, e 154, noi acum am produs cu 322, un preț care se ne acoperă cheltuiala e 170, iar vara cheltuiala e mult prea mare și producem mult prea mult. Totuși veniți cu soluție, veniți cu propunere de montarea unui generator în partea de urmare. Am încercat, da, dacă aveam mai mulți consumatori, încercăm acum să vedem dacă nu putem să folosim această energie pentru noi și atunci încercăm o soluție, spun cei de la Botoșan care produc foarte mult, că s-ar putea și se lucrează acum la o legislație în sensul acesta. Doamne, să analizăm poate o anumită zonă din rețeaua de electrică, iluminatul, stradat, poate reușim să-l conectăm. Noi tot plătim energia aceasta. Așa cum știți foarte bine, cogenul din zona 6, așa am și vrut să fie proiectat încât să folosim la școală ceea ce producem ca energie electrică. Veniți să analizăm problema și să invităm și pe ăștia la E.ON, poate mai reușim renegocia prețul ăla. Neapărat, acolo trebuie umblat, deja au început majorările de lucrări. Se simt. Totdeauna vara... Plătiți gazul să nu avem surpriză din întrerupere. Plătiți tot gazul. Toți banii se duc acolo, da. Dacă mai aveți, dacă mai este cineva, dacă nu vă mulțumim, doamna director, și trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Raportul administratorilor SCPS VAPA ESA Pașcani pentru anul 2013. Domnul director, vă rog. Acolo de poliție, cu toate în care să le aveți la acesta, în toate am chiar de aici, am unii profil, să se zicați. Așa am luat foarte bine, pentru că tot n-am avut prins niciodată profil. Era bine dacă dumneavoastră, domnul director, era bine dacă dumneavoastră preluați din raportul primăriei și anexați la raportul dumneavoastră. Era cel mai bine. Aici nu aveți niciun paragraf în care să spuneți datorii, creanțe, ceea ce aveți. Era cel mai bine. Luați de la raportul cu apa vitală și trebuie anexați la raportul dumneavoastră.
În afară din conducte și ce aveți dumneavoastră, stați pe pare și cifrele alea, 2 milioane 700 metri pur, care le-a spus în fiecare raport, activitatea realitatea noastră, datorii aia. Către buget nu avem, decât datoriile curente, datorii către alți consumatori, nu limita care le avem trecutare. Deci la Ion sau la program de genul ăsta, aveam asemenea datorii și o eșalonare cu apele române, plus datea când a executat pentru acel TVA care trebuie să plătim 30 miliarde și am avut acea scopă, n-am putut plăti și atunci am eșalonat niște canali majorești. Cât aveți de recuperat dumneavoastră, ca societate? Avem 60 miliarde. 110. 110 fără penalitate. Tot penalitate. Tot penalitate, 110 miliarde. Avem de recunoscut, acestea sunt situațiile, ne-am dus în instanță, nu știu ce o să luăm. Deci avem procese, nu ne dă nici să executăm apartamentul, nu avem voi, le-am transmis spre executori judecători. Ca sume prescrise? Nu avem deocamdată sume prescrise, dar o să vedem că reușim să ne ducem cu, în instanță cu ceilalți. Pentru că am încercat să ne ducem la 3 lucruri. Ce rugăminte am, sigur o să fie o perioadă când serva, atât și apa vital, va trebui o conlucrare între cele două instituții, astfel încât o serie de bunuri pe care trebuie noi, primăria, să le predăm la apa vital, dar rămân foarte multe bunuri, atât din domeniul public cât și din domeniul privat, al dumneavoastră, sub gestionarea dumneavoastră. Rog multă atenție să nu dispară din bunuri în această perioadă, imediat următoare, pentru că știți foarte bine, o să vedem cum, Consiliul, de fapt, cum o să procedăm cu aceste bunuri. Intensificați activitatea de recuperare a creanței, pentru că recuperarea acestor creanțe vor constitui venituri prin care va trebui să achităm toate datoriile pe care le are preservat la momentul acesta. Deci aveți miliarde de lei de încasat, valori foarte mari de încasat. Deci aceste creanțe vor constitui achitarea datoriilor pe care le are societatea în acest moment. Și rugăminte să intensificăm activitatea de investiții la epurare, astfel încât în timpul cel mai scurt să putem să o însușim în patrimoniu și să putem să o predăm. Până la sfârșitul lunii noiembrie, să terminăm, suntem prăjitoare de a termina foarte repede. Problema este că așteptăm să ne sosească niște utilaje din afară, dar părea că sunt din India, care îngreunează procesul de a pune pentru partea dumneavoastră. Și condiționalitatea pe care și dumneavoastră consider trebuie să găsim o soluție, să vedem, dacă nu acum mai târziu, cum găsim să rezolvăm problema cu acel teren. S-ar părea că ne trebuie teren pentru unde să ducem la mole. Este una din condiții și să găsim soluții. Îl cumpărăm, trebuie să vedem. Dar ca și soluție inițială, ce soluție ați avut? Inițială, soluție inițială am avut pe paturi. Noi am mers pe paturi să-l depozităm pe paturi, să-l compostăm și să-l ducem în agricultură în condiții în care asta a fost condiția pusă pe programă. Sunt unii condiții de aduși în agricultură. Dacă vă uitați la memorandul la Pașcani și la memorandul de aia, o să vedeți că sunt penalități când au intrat. Și nu vă solicitați niciun contract atunci? Ba da, am dus contracte de la, ziceți, de la păduri, de la, chiar la masă, de peste tot, le-am prins, le-am dus. Acum, ziceți, o folosit, spune nu, nu mai vă dau. Legea 27, ordonanța 27 spune clar, numai cu acceptul. Chiar am dat atunci și mâine, dacă azi ne dă acceptul și când ne ducem să ducem acolo, trebuie să luăm din nou acceptul. Și trebuie să găsim să cumpărăm, să ne facem proprietate sau nu. Bine, discutăm, este o problemă pe care nu spun de la noi, vedeți dacă și turcii sau Rompapa e un consumator foarte mare și trebuie rezolvat a lui. Situația e mult mai greabă din cauza că nu numai că trebuie contractul, dar trebuie documente pentru fiecare transport, deci vă pot prezenta la unitatea la care îl duci, deci buletin de analiza solului, să vedem dacă sunt foarte, dacă este multe elemente. Pentru ce am dus la București, nu avem medale credite. E adevărat, sunt dus de neajuns, nu mai este așa. Deci, din cum să-l duce,
Ne-am dat o dată cu ani de zile în urmă când am început programul, când ne-am dat acolo 100, nu știu câte hectare sunt în unitatea de pompare a apei industriale, piste Siret, dar nu trebuie să găsim să facem o investiție, trebuie să găsească o soluție să-l ducem, că este în molul românesc declarat, deși eu industrial, este o problemă. Vreau să văd, nu avem nici asta salubritatea și să blocăm. Noi, cel puțin 4 ani de zile, se zicem că ducem pe 4, noi ne-am mărit după... Da, ne-am dat acele 10 care se aurea că... Nu, dar noi puțin. Domn director, un studiu pedologic trebuie să... L-am comandat, eu l-am comandat, dar cei de la studiu pedologic a spune, doamne, dăm teren. Așa e. Deci trebuie, dar terenul, ca să faceți studiu, întâi trebuie un teren, contract cu cineva cu terenul, ca să facă studiu. Cine pune terenul ăla? Îi spune cât merge metru pe hectare. Ce pășuri n-avem voie, pe păduri tineri n-avem voie să-mi spune. Domnule, este o problemă și o să fie o problemă. Foarte. Deci vreau să vă spun că și la Lacul Constanța, Brăila, Focșane deja intenționează să facă la Galați o instalație de ardere. O să lasă de la tine ce... Da, e o problemă foarte să ducă undeva să facă o instalație de ardere care să zic, păi restul ce nu știa zice, că o duc la Cărăniți, dar oricum e cantitate mai mică. Sigur și noi scoatem acum prin procesul ăla cu centrifugă și asta are 200 de metri cub de namol, 250 care avem zile. Duși în metantancuri fermentatoare, scoatem 20, 15 prin, pe sistemul de presare și să scoatem apa din frânsul. Ori la groapa lui Munteanu, să găsim acolo să îngrădim, să... Dacă se întâmplă, mă dăm la următoarea întrebare. Și problema Sirietului. Dacă stăm aici ca Sirietul provizore, să obții avizele. Da. Am încercat cu Ospa de la Iași, pentru că nu avem urmă 10 hectare, să vedem în ce măsură se vetează să ducem acolo. Restul noi avem într-un fel, 3-4 ani de lungul depozitat pe paturile noastre. De-aia ziceam și terenul acela care este dumneavoastră unde mai pot eu să ne-l dați înapoi, că l-au fost terenul stație de epurare. Noi l-am umplut cu pământ ce-a fost acolo. Eu când în 78 când am venit stația, ne-am făcut doi ani niște grup de nu știu ce și l-am băgat în mol acolo și l-am adus la asta. Să-l avem bune, problemă de formă din elev. De drogi, de lasă, la până la forță și facă și ca să supărăm forță ușoară. Domnul director, câți angajați rămân la satele de Buroare? Nu strasă de la apă. O să vedem. Acum sunt 20. O să vedem. Nu mai trebuie și personalul piesă de ce facem cu dâns și parte. Și rămâne sau plecați la apă? Nu, eu rămân cu 10, vreți să nu vă face. Domnul Alexa a colaborat cu dumneavoastră, a lucrat la Apele Române. Da, foarte bine. Foarte tare. Portul ăla se duceau pe deasupra mapa și eu sunt domnul Ionită, se duceau pe porturile. Porneam porturile de când în când mă răuie energetic, cât apă. Ai lăsat un povești. Dacă mai sunt întrebări? Știu, eu sunt cauză. Dacă nu, mulțumim, domnule. Îmi doar să vorbim o vreau să mă duc la o problemă. Ce să facem? Descoperi de la mecanismul. Nu, dar nu poți să mai vedea, am aprobat odată. Da, așa să fac, jumătate din captare, pot să luăm oameni în bare. Cu asistența tehnică, sunt de acord, dar nu. Poate, domnule, noastră v-ați luat asistență. Centru a reprezentat în proces cu finanțele publice, nu Consiliul Local să fie de acord cu... Dar nu plătește bugetul ăla. Nu e vorba de plată, dar nu... Deci acolo suntem de acord să angajez avocat pentru... Eu i-am spus în Comisia Economică altceva, domnul director, dacă a plecat în concediu de maternitate, consilierul juridic,
pe perioadă determinată se poate angaja consilierul și care să apere societatea, fiindcă dumneavoastră sunt multe documente care trebuie să urmărească. Corect, aveți dreptate, să comisie și să vom face imediat jurist, când ne punem mai așa în fază. Dar până atunci trebuie rezolvată treaba. Trebuie rezolvată treaba, să ne punem cine este recurs. Spune asupra eu, dumneavoastră, dacă discutăm ce? Proiectul peste ordine, ce este pentru? Hai ca să-i dăm unul domnului, pe care am înțeles că are probleme. Păi stai să vedem, ce numărare? Păi, ca așa trumba. 12. Eu zic să ajută la ultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SCP Servapa S.A. Pașcani în dosarul numărul 482 pe 45 pe 2012 și dosarul numărul 5 pe 172 pe 99 de 2011. Comisia Economică a fost favorabilă. Juridică? Favorabilă. Da. Deci eu vin cu rugămintea noastră, vă tărâți, deci acceptăm să aibă reprezentare din afară, avocat, pentru dosarul cu finanțele, dar nu acceptăm, deci ne judecăm noi cu și îi acceptăm să și avocat să... Dar dumneavoastră v-ați spus. Dumneavoastră v-ați spus. Deci dumneavoastră care aveți la fel, aveți avocat. Deci eu n-am ce faci că nu mai am. Eu mă duc, pentru că oricum eu în formă trebuie să mă duc până la final, până ești hotărâre definitivă. Acum trebuie să înțelegem că în calitate de manager și noi am aprobat în ultimul ce e aprobabil. Da. El trebuie să apere interesele societății, indiferent că e tata, mama, puiul și așa mai departe. În fața instanței toți au șanse egale. Și îi trebuie, pentru că ăla cu finanțele e cel mai greu, celălalt e cam știind cum fi. Are și valoare. Ăla cu finanțe de fapt e greu, e valoare trebuie. Și asta cu primărea cât e vână de ăla. Deși sunt semne bune la cel cu finanțe. Probabil, nu știu. Favorabile pentru societate. Dar ăsta e un termen de judecare? Da. Păi nu l-au retrimis spre... L-au retrimis și deja au intrat pe rol la Iași. Și ai avut un termen? Nu. Aștept să văd. Și în renunțare acum? Nu știu. Am înțeles că ați motivat la termenul ăla că... Că ne punem, că ne punem... Deci că ai o amânătă. Și eu îți hotărâi. Să fie instanța, o să vină. Asta e problemă. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu sunt, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Este o casă de avocatură consistentă acolo. Știi, să da. Mulțumesc. Am făcut deja recomandări, să-i conduie. Acum aș fi pe ziună. Prevenim, nu? Lepidacu. Da. 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 Trecem la următorul punct de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pe anul 2013. Domnul director. Și acum aveți materialele și la MAFA, le-am discutat și în comisie. Conform legii 273, executivul este obligat să ducă în fața Consiliului Local contul de execuție pentru cele 4 trimestre și la sfârșit de an contul anual de execuție. Ceea ce prezentăm acum, dar să vă prezint pe foarte pe scurt, este același cont de execuție care l-am prezentat în luna decembrie. Datele atunci au fost analizate la 11 decembrie. Au intervenit rectificările de buget pe luna decembrie, cât și în casările. Deci voi spune doar 2-3 cifre, ce înseamnă partea de total venituri și cheltuieli.
Și dumneavoastră ne aveți mai departe defalcat pe fiecare tip de venit și fiecare tip de cheltuială în materialul care îl aveți la proiectul de hotărâre. Comisia Economică a dat avizul favorabil, Comisia Urbanistică și Juridică. Comisia Juridică a fost favorabil. Mulțumesc. Pe parte de venituri totale avem un buget pe 2013 de 63.348, în luna decembrie a fost 62.904, iar ca execuție 52.455 a mai crescut față de luna decembrie, realizat la partea de venituri 82.80. La partea de venituri proprii 24.388, am realizat 24.815, un procent de 101.75, analizând bugetele anterioare, deci este, cred că, de singur an când s-au făcut veniturile proprii. Partea de cheltuieli, 64.904, partea de execuție, 57.45.78%, un excedent de 1.710, atenție, este luat excedentul doar pe anul 2013, dacă adăugăm și excedentul din 2012, care este ca parte la dezvoltare, deci noi la sfârșitul anului am avut un excedent de 3.277. Dar în execuție nu se iau decât venituri și cheltuielile de la aferente perioade respective. Și deci excedentul total a fost de 2013 de 3.266.000, care a stat la fundamentarea bugetului anual și este tot trecutul detaliu. Ca parte de venituri proprii, partea cea mai importantă o reprezintă ca parte de venituri totale, cele două sume importante sunt veniturile proprii și sumele de calcate din TVA. Observăm că la partea de subvenții la PIL-ul, deci avem un procent foarte, foarte liberalizat, la 2%. Ca procent, am spus și de două. Cele mai importante ca venituri proprii realizate, deci observăm că absolut toate sunt peste 100%, în afară de venituri din proprietate și concesiuni, 89.64%. Și partea de cheltuieli totale, deci avem un buget de 64.904, deci ca execuție 50.745. Tot așa le avem pe cheltuieli de personal. Sunt cele mai mari, deci în buget, în jur de 53%, bonuri și servicii 25%, iar partea de de pondere funcțional, cea mai mare parte, cea mai mare pondere are învățământul și locuințe și dezvoltare. Restul materialul din celelalte date din bugetul. Dacă aveți întrebări. Dacă sunt întrebări, au fost peste la comisie. Dacă sunt apreciate, nu mai sunt. Nici apreciate. A fost peste la comisie. Execuția bugetului a fost discutată cu ocazia aprobării bugetului. Așa, da. Și atunci am venit cu toate, aproape cu toate, doar datele privind. Să supunem votului de atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al REA DSN Pașcani pentru anul 2014. Comisia Economică a avis nefavorabil. Juridică? Comisia a avis nefavorabil. Urbanistic? Avis favorabil. Avis favorabil. Vă rog, dacă... Comparativ cu octombrie, noiembrie, prognoza noastră a fost
Și referitor la subvenția? Dacă sunt întrebări vis-a-vis de proiectul numărul 5, dacă poate domnul primar, da? Colegii, dacă au de făcut observații, dacă au ce afectează asta, doamna director financiar? Comisia a spus avizul. Cheltuiala constantă, care înseamnă salarii. Noi am mai ceea ce vă spuneam la celălalt. Am încercat, am găsit soluții să reducem și mai mult consumul de gaz, ca atunci să avem o pondere pentru salarii de reducere mai mică. De aceea știți că și anul trecut am venit cu aceeași problemă de reducere a personalului până la sfârșit, până la urmă. Am mai găsit câteva lucrări și am terminat anul așa cum am făcut, doar cu reducere a cheltuielilor salariale și am plecat de la 112 oameni, am ajuns la 106 prin plecări naturale. Acum nu ne mai încadrăm la așa o mare producție nerealizată. În perioada verii ne producem mai puțin decât restul de salarii. Dacă la primul trimestru ne-am încadrat cu cheltuiala, n-am ieșit în minus, urmează lunile de vară, nu avem de unde să acoperim salarii de 2.200.000. Gazul și celelalte sunt în economie, pentru că trebuie să acoperim 13.600.000 de nerealizări, nu numai 2.000.000. Toți ce am putut noi, prin toate eforturile pentru care le facem la centrale de reducere a consumului de gaz, în primul rând. Dacă am încercat tu foarte mult raportată la an și așa cum spune legea, suntem obligați să facem reducere de condițiile. Deci obligați, nu voi, ne-am prezentat în fața dumneavoastră să ne... Noi avem posibilitatea să dăm salarii la oameni. Să puțin și mie, dar dacă nu aveți venit, dacă veniți cu bugetul pe minus, ceva nu plătiți, ce lăsați neplătiți? Sau de unde luați gerența de bani? Care nu este de bani? Asta vă spuneam, suntem materiale. Cum echilibrăm bugetul? Că asta vă întreb. Cu disponibilizare de personal, am înțeles deci, cu reducerea cheltuielilor aferente și nu, să ne încadrăm. Dar ați venit deja cu minus. Ce facem cu diferență? Cum echilibrăm bugetul? Că nu se echilibrează, așa cum l-ați prezentat la noi. Mai puțin penalitatea, cum să nu se echilibrează. Se echilibrează cum am venit cu rectificarea de buget. Unde ați văzut? Rectificarea de buget are în anexele în care rezultă tocmai echilibrarea în urma acestei rectificări. Ca fiecare. Nu ca în fiecare an, domnul consilier. A fost cea mai călduroasă iarnă, trebuie să înțelegeți. Nu mai dați vina cu factorul uman că a fost cald afară. Aici chiar nu avem nicio vină. Vedeți? Prognoza noastră a fost foarte realistă. Aveți în vedere reducerea personalului și cu cât? 20 de persoane.
Inițial ar fi trebuit să fie 40, am mai găsit unele măsuri de reducere a celorlalte costuri. De ceea ce vă spuneam, intrăm cu centrala 10 în conservare, mărim randamentul la generală 6, am schimbat tot sistemul de pompe acolo unde erau consumatoare și au rămas puțin clienți. La fel avem din economie acolo unde mai sunt puțin pescari, tot așa reducere de consumuri foarte mari la venituri foarte mici. Avem în spate o documentație întreagă, tocmai ca să ajungem doar la acest număr de salarii până la sfârșit. Ați luat în calcul, de exemplu, și scăderea numărului de consumatori în perioada care urmează, pentru sezonul următor, da? Și aici o să fie. Și anul trecut am luat în calcul, au fost de branșete 500 și în prognoza de buget a fost luat în calcul față de anul anterior. Eu personal nu îmbrățișez atât de mult reducerea personalului. Nici noi, credeți. Venitele lor acasă, găsirea de alte activități, aducătoare de venituri în societate, care se echilibrează cu totul de spune asta, reducerea numărului de oameni. Noi ne-ați luat acele venituri, ne-ați luat hidrofoarele, fără oameni, ne-ați luat chiriile, fără oameni. Dumneavoastră ne-ați luat niște venituri. Acum noi cu aceiași oameni trebuie să căutăm unde să căutăm și ce activități să căutăm. Bun, doamne. V-am luat hidrofoare. Da. Nu le-am luat. Le-ați luat. Trebuiau pe împrumutul verd pe care eu trebuie să le... Trebuiau acolo pentru... Și la cei care... Și nu le-a folosit. Da. Acum, dacă le păstrați, la ce folosea faptul că și la dumneavoastră figurați la venituri neîncasate, deci de la preservapa, și preservapa cu venituri neîncasate la dumneavoastră, optim care e soluția? Asta înseamnă creștere de venituri. Erau venituri, erau niște oameni care le exploatau. Și ce, oamenii ăia nu le exploatează în continuare? Nu. Pentru cine? Dar tot pentru pășcăneri, da. Doar. Era un preț. Haideți să știți la fel de bine ca mine. Dar în corpace, da. Sunt uitați cu lor. Da. Activitate privată și știți să iei venit în părere. Da. În sfârșit, asta e bine. Așa. Păi asta, mă. Trebuie să preluați înapoi. Hidrofoarele. Hidrofoarele sunt prea împrumutul verd, trebuie reglementat acolo, să știți că nu, încă nu e foarte clar ce e acolo. Deci de asta, încă o dată, poate n-am știut să insist foarte mult. Vreau sprijinul dumneavoastră pentru ordonanța 25. Știu că aveți posibilitate și poate reușim. Noi am trimis o documentație la Ministerul Administrației și Internelor, am trimis și la COGEN. Avem rugămintea să ne sprijinim. Ar fi, poate, ultimul tren ca să nu mai avem acelea. Dacă mai sunt discuții? Mulțumim, doamna director. Dacă nu mai sunt, supun votului dumneavoastră proiectul privind criticarea bugetului de venit la reacție. Ce este pentru? Nu știu cum să votez. Supun cine este pentru, am întrebat. Împotrivă? Abțineri? Trecem la următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Pașcani. Comisia Economică a vis favorabil. Juridic, învățământ, urbanism. Comisia juridică a vis favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții mari de acestui proiect, domnul Bundur, dacă vreți să spuneți câteva lucruri? Da, dacă... De fapt, acest registru a spațiilor verzi este o obligație legală dată prin legea 24. Este o aplicație electronică în care tot ce înseamnă spațiul verde a fost identificat, măsurat, pentru a ține evidența clară numai de spații verzi. El se compune, acest registru, are două... Podere. Un mod de operare pentru registrul spațiilor verzi, din care sunt pașii de urmat în vederea aflării unei fișe, adăugarea de noi documente,
Așa. Și registrul spațiilor verzi, aici este centralizatorul în care avem definite spațiile verzi conform legii 24, în Pașcani se găsesc coaruri, parcuri, terenuri libere neproductive, spații verzi. În total avem o suprafață de 875.641,15, ceea ce înseamnă o normă pe cap de locuitor de 25.95, aproape 26, cât ne impune ordonanța 114. S-au identificat, s-au centralizat arbori izolați și fondul de... Să vă arăt cum funcționează, de fapt, acest registru. Ok? Da, trei ore să depinde. Ok, l-am pus așa. Registru. Nu mă înțeau. Nu mă înțeau. Să pun. Dar cum se vede de lume? Deci, aceasta, în momentul când apare în centralizator, așa frumos, în capătul listei, tabelului, există numărul fișei. De exemplu, aici avem fișa spațiului verde 837, unde avem acest, la intersecție, la intersecție grădinii. Aici, date despre terenul spațiu verde, aceasta, fișa, și cel mai important capitol din această fișă sunt documente emise cu privire la terenul, spațiu verde și construcția aferente. Ei, aici, cel care va organiza și va se va ocupa cu registrul spațiilor verzi, va trece toate documentele care s-au emis. Avize de toaletare, avize de tăiere, plantări, s-au schimbat aranjamentele florale. Aici trebuie să... Asta este mare, mare. S-au identificat, s-a numărat numărul de arbori existenți care sunt în Pașcani. Pe proprietate publică avem 2.000, aproape 3.000 de arbori, care sunt ba izolați, ba pe alineament de plantare. Deci între 2.000 și 3.000. 2.828 mai exact. Așa. S-a făcut și o inventariere din registrul agricol, declarațiile oamenilor. Și s-au luat și de acolo și am articolul 10 din legea 24 ne-a permis și o suprafață de 5% din ce au declarat oamenii, au fost trecute la spații verzi. Asta, de fapt, se vede fiecare are locul verde acasă care... Oricum, trendul este ascendent. Trendul este ascendent, suprafață de spații verde va crește pe măsură ce se vor identifica sau se vor face alte noi spații. Și nou un cimitir este vorba. Păi stai să vedeți. Deci, Pașcani avem scoarurile, parcurile, terenurile degradate, spații verzi respectivele publice, spațiile sportive, spații verzi de folosință specializată. Uitați-le aici. Unde avem sera de plăcut, cimitirul municipal, sodomean, nu știu ce, municipal nou. Suprafața 110.000 de metri pătrați. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă sunt întrebări vis-a-vis de proiectul prezentat de domnul Bunduc, dacă nu sunt, sub următorul dumneavoastră, vă rog, domnul secretar. Două cuvinte, deși responsabilitatea gestionării acestui registru merge către serviciul nostru de SIR, spații verzi și așa mai departe. El este... Acum a creat într-o formă, să zicem, primară, dar el trebuie amendat perioada următoare, pentru că în urma corespondenței cu Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării s-a ajuns la concluzia și spații de verzi din proprietățile private, chiar dacă sunt persoane fixe sau juridice, fac parte din acest patrimoniu și se raportează la noi înlocuitor pentru a ne conforma cu cerințele Uniunii Europene. Ar trebui în perioada următoare, pentru că trebuie unul singur să ocupe de asta în ca și fonde în activitatea lui, pentru că cel de la seră sigur n-are de să vină cu amendamentele. Dar am trecut un proiect. În privat am luat registrele agricole și am luat în toți construcții, articolul 10 spune că 5%. Da. Suprafața declarată de fiecare. Mai să mai întâlnesc niște proprietăți, pe fidelitate, și așa mai departe.
Cum vă doriți dumneavoastră proiectul? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prime hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Pașcani numărul 64 din 18.07.2012 privind modificarea și completarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 35 din 26.04.2010 pentru aprobarea regulamentului privind închirierea spațiilor cu alte destinații decât locuințe, proprietate publică sau privată a Municipiului Pașcani, Comisia Economică Aviz Favorabil, Juridică. Comisia Juridică Aviz Favorabil. Da. Este vorba doar de un nume. Se schimbă Grigoraș cu Iacoboana în comisie, în rest nu este nicio modificare. Dacă sunt întrebări... Mai trebuie la un membru, plen, probabil, completat în viitor. Domnul Ioniță, dacă nu mai este, nu? Da, da. Da, da. Domnul Ioniță, încă... Deocamdată nu e. Am zis că în viitor. Am viitor, da, sigur. Mai trebuie iar. Ia trebuie. Da, o să fie, dar poate fi înlocuit de domnul Danu Ion. Da, dar trebuie să plea, am spus că plea. Da, corect, corect. Dar are o blondă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 169 din 2013, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Reagenței de Pașcani. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Mulțumesc. Deci... aici cum se vreau să vreau? Vreau să vreau să vreau. Au fost urna. Urna, 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 urna. Legat de proiectul ăsta, o singură întrebare am. Și îl întreb domnul Zalent, că dumneavoastră a făcut recepția lucrărilor de la firma care a executat recuperarea și selecția. Au venit niște extraterestri de a un punctaj peste 100%. Am văzut 138, 124. Eu știam că barema maximă este 100%. Ați văzut materialele? Punctaje. Nu există, da, este un regulament. Poate e punctaj, nu e 100%. Nu, e punctaj, e pus greșit 130. Eu citesc materiale care se la mapă. Maxima a fost 100, sunt 138. Citiți-le, domnule! Ați fi punctaj. Dar e corect, 900 a fost maximul. Dar bine, a fost sigur. La cei care au venit la al doilea concurs, au adunat și notele de la prima. Acum l-am înțeles, dar la celălalt au venit prima adunat. Pentru doamna consilier, cam așa s-au punctat. Abilități de comunicare 25, motivația candidatului 25 și capacitatea mea 50. Fac 100. Da, n-am avut ceva. Da, deci aici cine sunt cei doi membri? Spuneți cu tine cu Da, maximul punctaj 200. Cum a fost acolo? Ce închidere? Da, da. A, citarea de acolo. Da, da. Trebuie să... 25. Să dăm la prima carierele. Ah, probabil. Să mai la unul de toate trei sau unul. Și merge la clasa. Pentru cât și ca să nu luăm mai trei pauze pentru vot. Eu zic să prezint și celelalte două proiecte și după aceea să primească fiecare buletinile de vot pentru toate trei societățile și să voteze. Dacă sunteți de acord cu asta, da? Mulțumesc. Deci, proiectul următor e proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 170 din 2013, privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al SCPSR, APA, ESA, Pașcani, având cam unic acționar în Pașcani. Și următorul este Consiliul de
deci modificarea privind condițiile de la 10 CLP ecosalubritate e SAPA și CAI. Și a, se mi-a să fie clar în secția cineva sau vine la mine să vedea. Da. Da. Și unde votează? Dau de aici, la mine. Eu dau de aici și... Da. Vă vedeți ce a fie care 24 de ore? Cu aparatură? Da, nu fiu cu comisii. După. Da. Eu zic că se lasă stimați, dar dacă concurează doi, o să aprobați trei. Așa l-am văzut, da? Alexa Bolda. Da, trebuie toate odată, da. Da, doamne, da. Da. Există prezumția că nu are nevoie de plată. Lipsește cabina. Este. Este. La domnul confort, domnul disponibil. Ce vreți să fie? Mai știi domnul Silvia. Da. Genial. Așa e. Așa e. Așa e. Așa e. Așa e. Așa e. Așa următorul. Mă rog, Vasile. Semnează toate misiunile aici. Toate trei. Ce are?
dar pe care îi punem în mulți 5, facem din 7 membri acum? Din 9. Care buletele nu sunt de două. Administrație, da. Dar să vezi după ce se completează. Ce apă curată. Nu ești o comisie în partea? Nu
Stoica Constantin și Ionescu Dragoș. Stoica Constantin 14 voturi, Ionescu Dragoș 14 voturi. Din totalul de 16. Și pentru CDB Ecosalubritatea, Chiriac Eugen și Ionescu Dragoș. Chiriac Eugen 16 voturi, Ionescu Dragoș 14 voturi. Din 16. Mulțumesc! Ce ești? Vor fi completate acele consilii administrative. Cum?
50%. Ca la popor. Peste 50%. Ca la popor. Erau 128, dar mi-a... După două locuri să câștige, tot. 3. Putea să nu câștigi, să intre numai unul sau niciunul. Da. Ca să nu fie validat. Dacă avea jumătate plus unul. Dacă nu era voi 11, nu, dar am făcut 14, da, 15. Să intuiești de cine o trei articolul separat? După egalizație, am considerat, deci să întârziem. Din contractul de mandat aveți zona de indemnizare care s-o stabiliți dumneavoastră. Trei vără. Și ca să nu mai intervin la ele, mai e nevoie de un proiect de hotărâre, pentru că trebuie modificate actele constitutive de la societăți și regulamentul de ordine și funcționare la regie, încât dumneavoastră să stabiliți exact ce fel de conducere sau ce atribuții dați Consiliul de Administrație, dacă sunt executiv sau neexecutiv. Acolo îi departajează, poți să fii și președinte și director și mai multe chestiuni care rezultă din 109 ca să poată aplica și cei care merg acolo, chiar dacă au un procent de promovare excepțional. Apoi trebuie stabilit și conducerea executivă, câți directori, dumneavoastră îi stabiliți cât directori vezi la societăți și la regie, pentru că apoi ei curced exact, dacă vine aceeași șef, nu-i mai bine, îi puntează bine, să-și desemneze directorul care să face direct sau tot un examen de o firmă specializată, după care îl numește Consiliul de Administrație ca să poată încheia contract de mandat între ele. Și tot trebuie luate atribuții din 109 duse în regulament, duse în actul constitutiv ca să poată funcționa. Deci, pentru săptămâna, luna viitoare, să punem modificările astea ca să poată lucra și mai au foarte multe atribuții aici, dar trebuie reluate și să se însacce anul. Și atunci noi spunem votul. Pentru că, din sarcinile care vă dați dumneavoastră, ei sunt executiv, neexecutiv, reprezintă entitatea, nu reprezintă entitatea. Plus răspunderea care... Da, interesant. Da. Pe structura organizațională actuală, cele două societăți, administratorii din Consiliul de Administrație a celor două societăți sunt neexecutive, având delegate atribuții către directorul general. Adevărat că structura respectivă poate fi modificată, este aprobată și poate fi modificată de către Consiliul Local dacă parte din administrator vor fi executiv sau... Aici nu se aplică prevederile legii 31, care spune Consiliul de Administrație încheie contract de mandat cu un director care la rândul lui își numește el director tehnic și economic. Deleagă atribuții către un director deci, general, da, care poate fi din rândul sau Consiliul de Administrație sau din afară acestea. Trebuie statuat, asta e regulă. Trebuie statuat. Dacă sunt neexecutiv, transmit toate aceste prerogative către executiv, dacă rămâne executiv, își asumă răspunderea și așa. Și asta e contractul de mandat. Nu, pentru o hotărâre de mandat. Modificăm actele care... Dar, în cadrul contractului de mandat... Da. Acum ar fi până varianta cu retribuția. Indicatorii am văzut de performanță. Sunt, dar indicatorii nu sunt menționați ca anexă la contractul de mandat, ceea ce este obligatoriu, astfel încât numele inițiatorului la articolul 2 ar trebui adăugat în alineatul 2, la articolul 2 din contractul de mandat. Durata mandatului? Din cadrul contractului de mandat care e anexă la proiect de hotărâre. Ar trebui adăugat în alineatul 2 că obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului sunt prevăzute în anexe la contractul de mandat. Obiectivele și criteriile sunt anexate la proiectul de hotărâre, dar nu se face referire în cazul contractului de mandat la acelea vor fi. Și varianta cu indemnizarea se poate alege atât varianta 1 sau la oricare dintre variante. Este de preferat să aleagă și varianta cu indemnizația administratorului neexecutiv, dar și administratorului executiv, astfel nu te poți spune ulterior să nu mai bulverseze sau se poate face să trebuiască un nou proiect de hotărâre pentru indemnizarea administratorului. Sunt propuse în anexe la proiectul de hotărâre variantele pentru ambele categorii de administratori. Da, partea fix a fost stabilită în ședința din septembrie,
Și domnilor, în proiectul de hotărâre actual se face referire doar la componenta variantă. Azi s-a analizat și alegi ceva din varianta. Și care sunt problemele cu varianta? 1% din profitul net, din profitul brut, o variantă. A doua variantă vine de un cumul fix dintr-o medie a veniturilor și o diferență între profitul realizat și profitul estimat. Care se cumulează într-un procent de 40-60. Din profitul? 1%. Dacă nu e un cele opuse, dacă există alte variante dar net, nu vreau. Pentru indemnizația... Din profitul net. Din profitul net. Nu vreau. Din profitul, aici e scris din profitul companiei. Deci, din profitul net, nu vreau. Asta și indemnizația? Pe asta este că indemnizația este stabilită. Componenta variabilă. Asta e cealaltă variabilă. Hai, variabilă rămâne fix 20. Deci aia rămâne așa și componenta variabilă. Componenta variabilă 1% din profitul net. Dar acedim stabilit dacă e pentru fiecare administrator sau pentru consiliul de administrator. Da. Dacă îi pui la contare, înseamnă 5% să dai de acolo. Deci e adevărat, dar în contractul de mandat trebuie menționat expres. Toate acele cum o fac ăștia. Ce profita? De ori 5 ori, unul tot acolo. Să spun că la toți. La toți? Cum se vede? Păi le dai 1% din 5 membri, adică înseamnă 5% din tot. Da. Din total, din profitul net. Acum vă spun, 5% nu e mult. Nu e mult din profitul net. Nu e corect. 1% la fiecare. Important e să realizeze profitul. 1% la fiecare din profitul net. Și dacă iese profitul numai pe hârtie? El facturează și nu încasează bani. De el pe hârtie are profit. Să-i dai bani. În cazul ăsta, ce să-i dau bani, da? De unde îi dau bani? Că eu m-am încasat. Nu mai este să ai încasat. Nu are nicio legătură. Da, este gradul de încasare, dar nu e condiționat pe plata. Mi se pare prea mult. Intrăm prea, prea mult. În contractul de mandat, așa sunt diverse clauze acolo, nu e, da. Ai și, nu ai numai să facturi. Fix în contractul de mandat. Ai și încasare. Are gradul de încasare. Nu micșorăm suma brută. Poftim? Micșorăm suma brută. Nu, dar în contract de mandat are și gradul din încasare. Și dacă nu realizează, pe ala oricum nu mai e. Este, nu îndeplinește condiții din contractul de mandat. Clar. Ai stabilit cât să fie, dar condițiile ca să-l ia, sunt stipulate în contract. Eu vă speriați că nu iau bani prea mult. Care este aici? Și așa se calumele. De ce te speri atât? Care se lucră pentru voluntariat? Dacă vreți eficient să faceți. Mâini pe mâini, iar pe mâini. Stai, știi, trebuie să-i dai mai mult. Cum? Nu zic, nu știm niciodată, nu vorbim despre persoanele noastre. Da, dar faceți, s-a făcut propunerea, hai. Domnul Crăciun, vreau să discutăm, e obligat de lege. Pentru asta o întors înapoi. Contractul de mandat și că n-am pus variabil, am pus doar aia fixă. Iar știm că nu ne convine, dar asta e treaba. Și nu explicați să trebuie. Că n-am pus variabil. Așa spune în lege. Iar cred că 1% din profitul net. Dar mi se pare normal. Asta și mai mult și da. Da. Ce eu zic să-i dăm? O să pur de invest. Varianta 1 cu 1% din profitul net. 1% din profitul net. Dar să nu fie la interpretat. 1% din profitul net. Am scris. Pe fiecare.
Nu le-a fost realizat. Pentru fiecare. Pentru toate. Bine, acum discutăm despre unul, da? La fiecare. Acum e de regie. La fiecare proiect de hotărâre în parte. Da. Varianta 1. Dați-mi voi să mergem mai departe. Da, da, da. Este vorba de proiectul de hotărâre. Revin și eu, dacă mă are încasez 60% din ce facturează. Deci are pe ca și la salariu. Domnul Marghiaru și Revenia a fost întors când au componenta contractul de mandat. Și nu știu care a știm că nu ne convine. Asta e treaba. N-avea componentă, n-avea contract, n-avea nimic. Deci așa după avea suma fixă, da. Era... Da. Haideți să mergem mai departe, că ne stăm prea mult la RAGCL, așa cum a fost anunțat, cei de care au fost votați, Costan Laurențiu și Sofian Dorina, care se alătură lui Sorin Năcuță, Gelu Nedelcu și Dumitru Isticioaia. Tot aici, la articolul 3, se aprobă indemnizația fixă, cea care a fost aprobată, și indemnizația variabilă de 1% din profitul net pentru fiecare membru. Dacă mai sunt alte... Indemnizația fixă și spunem din nou care este. Da? Da, mai am revenit cu alt proiect, nu? Proiectul de astăzi vine în completare celui din octombrie. Deci acolo aveți niște chestii reglementate, acum a venit și mă... Numai ce inclus. Era necesar. Da. Deci n-am mai vorbit el, nu se zice. Supun votului dumneavoastră atât componența cât și completarea făcută vis-a-vis de componenta variabilă. Cine este pentru? Și cu completarea contractului de mandat. Da, de acord. Nu votăm. Deci, domnul Costan nu participă la vot. Împotrivă cine este? Abțineri? Deci, unanimitate. Nu, nu, da. Da. Să nu dăm? Domnul Costan votează și domnul Costan. Ne mulțumim de compartea. Pus consiliul de administrație. Asta e, dreptul domnului Ghisare. Da? Să vedeți unul de la aplăbitați contractul. Da. De-aia întreba dacă trebuia să s-a mai dat. Da. Următorul proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcar, numărul 170 din 2013, privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al secției Preserva FAESAP. Având ca unic acționar Municipiul Pașcar, avizul Comisiei Economice, aviz favorabil. Juridic favorabil. În conformitate cu cele prezentate, cei doi membri sunt Stoica Constantin și Ionescu Dragoș, care se completează, se alătură Adrianei Dondaș, Iulian Constantin Moraru și Vasile Aparaschivei. Și aici se completează de asemenea contractul de mandat și indemnizația variabilă cu 1% din profitul net. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aici e unanimitate, n-am văzut niciun abțineri. Ați propus un amendament? Deci proiectul următor, un proiect privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 171 din 2013, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație, se zice CLP Ecosalubritate S.A. Pașcani, având ca unic acționar Municipiul Pașcani, Comisia Economică aviz favorabil. Mulțumesc. În urma votului, cei doi care trebuiau numiți sunt Chiriac Eugen și Ionescu Dragoș, care se vor alătura lui Ieronim Eduard Dumea, Daniela Marcovski Mahu și Iulian Constantin Moraru. Și aici se completează contractul de mandat și indemnizația variabilă de 1% din profitul net. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Unanimitate. Proiectul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Lumea Copilăriei, ediția a doua, 1 iunie 2014, Comisia Economică aviz favorabil, învățământ? Învățământ aviz favorabil, dar am făcut... Juridic? Da. Da. Favorabil, da? Juridicul. Favorabil. Da. Vă spune, doamna. Amendamentul de facultate. Da. Și anume, a fost promis o elevă de la Sadoveanu și am vrea să fie introdusă pe lista iar în cadrul comisiei s-a mai făcut o propunere și anume să fie premiat și profesorul coordonator. Sunt în număr de 61 și de 8 școli. Un buchet și o diplomă. Pentru... Da, un buchet de flori și o diplomă. Deci, și bugetul trebuie rectificat 3500 de lei. Da. Și vrem să ne aprobați această rectificare ca să putem să facem... Dacă... De unde se iau bani? Da. Dacă există discuții, dacă nu, cine este pentru... Stați. Amendamentele ca să le creați. Nu, stați un pic așa, că tocmai să vedem cine este pentru cu amendamentul. Deci cu suplimentarea bugetului și a persoanelor... Nu, cu modificarea anexei. Modificarea anexei, deci adăugarea unei elevi care a fost omise și, în același timp, Creșterea bugetului cu 3500 de lei. Dacă permite, 3700 pentru că intră eleva. Deci suplimentarea bugetului cu 3700 de lei. Cine este pentru acest proiect? Împotrivă? Abțineri? Una. Următorul proiect. Privind scutirea la plata accesoriilor aferente impozitului datorat bugetului local pe persoana fizică a tăgăriesei Octavian. Comisia Economică aviz nefavorabil, juridicul? Aviz favorabil. Avizul nefavorabil din Comisia Economică s-a datorat faptului că s-a menționat că există mai multe, există sute de cereri de acest fel și ar însemna până la urmă toată un început spre o neplată. Mai mult decât atât, am înțeles că se intenționează pregătirea unui proiect care să fixeze un termen pentru toți cei care au depus cele respective, un termen până la care, dacă se achită de tot ce au de plată, să fie scutiți. O singură dată. O singură dată, bineînțeles. Din cauza asta, în Comisia Economică, a fost avizul de favoare. Nu sunt 100 de cereri. Dar înțelege că sunt 30 de cereri. Dar nu-i picere. O să dau în drepturi. Cum? Cea individuală. Nu avem și eu ce o să fie. Care este 30 de cereri? N-am înțeles? Da, da. Georgiana, luna viitoare, ședința ordinară de luna viitoare, să venim cu taxele și impozitele și te rog să pregătești pentru săptămâna viitoare ce înseamnă, ce înseamnă aceste accesorii la persoane juridice și la persoane fizice. Ca să putem lua o... Acasă, oare, vă spun, ce vă spun de stat, ce înseamnă, să nu știu că trebuie să veniți o viață.
unde nu putem acolo putem intervenit și intervenit 95% de impozitul plătit. Mă pregătește, mă referat un acord pe persoane juridice, separat și pe persoane fizice. Da? Da. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am mai dat și n-am înțeles. Cât sunt pentru? Cât pentru? Doamna... Încă o dată. Pentru? Cât? Adoptat. Și două abțineri. Adoptat. Care? Două sau trei? Două. Care trei? Și domnul Haldan. Domnul Haldan și mai cinci. Și cu două de la... Și două dincolo, trei abțineri. Și unul trei abțineri. Și unul împotrivă. De dreapta și împotrivă. Da. Dreapta, dreapta. Extremă dreaptă. Extremă dreaptă. Eu am înțeles că se face un proiect care se beneficieze mai mult. Deci trebuie să fac pentru că am mai făcut și până acum toată nomina, domnul Haldan. Dar am zis că nu sunt. Am zis să facă doar să facă. Nu se face... Amestecați lucrurile. Deci să ne cererea individuală, să judică individuală, vreți să faci o schemă de ajutorare la cei care vor să plătească, să discutează, să plătească principală, o schemă de minim, este pentru contribuabil la impozit. Dar eu trebuie să solicite lucrul ăsta. Da, cine solicite individuală, individuală e corect. Pe când din colo poți să nu e mult. Acolo din ei, dar... Da, cu numărul 14, proiect de hotărâre privind deschiderea pentru circulația autovehiculilor a străzii Eugen Stamate din fața Halei Centrale din Pașcani. Comisia Economică aviz nefavorabil pentru... Domnul președinte, după regulament, inițiatorul este cel care intervine primul să-și susțină proiectul. Eu n-am spus nimic. Dar nu, avizele după ce spune inițiatorul și el câteva vorbe. Aha, deci până primarul poate. Dar comisii deja și-o spus. Răzapul e în adevăr la președinte. Eu am spus să... Deci, comisia economică aviz nefavorabil pentru... Eu sunt persoana de acord, dar este avizul de la Comisia de Circulație care e nefavorabil de, de aici. În rest, n-am nici cum poteva mai aia. Să-și facă inițiatorul, să-și facă inițiatorul expunerea. Vă rog. Mulțumesc. După cum ați văzut, intersecția dintre Eugen Stamate și Popelniceanu este întotdeauna aglomerată. Și este, chiar este o parcare pentru mașini. Mașini ale persoanelor care frecventează zona piesei, zona halei, finanțe, ce avem în primărie aici. Propunerea mea este să desfințăm acei popi care sunt de partea stângă, da? Pe colț unde este Câinea la hală și să-i ducem mai la vale 30-40 de metri lângă colțul de la pescărie. În felul ăsta eliberăm strada. Propunerea mea este să facem un sens unic din intersecție către piață, cu ieșire până lângă magazinul Havastar. În felul ăsta, cred că descongestionăm un pic intersecția dintre Coblăniceanu și Stamate. Nu se mai parchează în acea intersecție pentru că va fi circulat. Propunerea mea din proiect este să facem și în fața halei câteva locuri de parcare, dacă este posibil. Această stradă nu este pe platoul piesii, deci nu încurcă cu nimic activitatea din piață. Dacă sunt întrebări. Se trebuie să spun la pietrele pe platoul. Nu, eu trebuie să spun că l-am lucrat la materiale și m-am dus-o pe platoul. Nu era municipalitate. Și o taxează ca platoul. Dacă nu l-am adus, nu era. Da. Dacă sunt discuții în imaginea celor proiectului respectiv. Să intervină un pic. Deci acest proiect de hotărâre a fost pus în discuție în ședința de Comisie Circulație. A fost dezbătut, a venit cu alte propuneri atunci și s-a votat în ședința de Comisie să se deschidă Eugen Stamate, dar nu pe traseul respectiv, ci de la poștă până la piață. Pe ambele sensuri, trafic ușor, deci până în 3500 kg, cu restricții de viteză de 30 km/h.
proiect de hotărâre la care vom iniția un proiect de hotărâre pentru luna iunie, ședință Consiliul Local. Deci asta a fost aprobarea. Deci până la acea intersecție, deci, mai puțin intersecția respectivă către piață. Eu venisem deja cu deschiderea lui Eugen Stamate, inclusiv ceea ce a cerut domnul Pintilie și tot se asuni cu vreo două ședințe mai înainte, dar membrii din comisie nu au fost de acord cu lucrul ăsta. Pare bine să suntem de acord cu mine. Cel puțin prin bucata... Deci eu am venit cu două ședințe înainte, am văzut procesul verbal, când am cerut deschiderea să mai fie inclusiv zona de acolo. Pentru deschiderea în totalitatea și s-a rămas să văd să vină cu un proiect de hotărâre pentru deschiderea Eugen Stamate la poștă, până la Cogălnicianu. Dacă mai sunt alte lucruri. Știți foarte bine că s-au transformat cele două parcări, D1, D2, sau în spatele catedrale pe acolo, este drum de acces și este trafic intens. Se întâmplă un accident ceva, aia nu este nici stradă, nu e nimic. Și să merge pe acolo în prostie. Și vrem să amenajăm parcarea de la Sigma de acolo, cum știe lumea, trebuie să facem dublă și către catedrală, să o amenajăm frumos, până am asfalt cu borduri, să lărgim parcarea în zonă, să mai câștigă vreo 30 de locuri de parcare și sunt necesare. De asta zice să dă drumul la circulație pe gestul. Domnul Pleșca, nu, vin cu o propunere ca să analizăm întreaga stradă Eugen Stamate și să nu s-o luăm pe poștiu. Să venim cu un singur proiect pentru întreaga stradă, nu se pare. Așa cum l-am propus eu încă în primele două ședințe. Să venim pentru întreaga stradă. Adică în întregimea lui Eugen Stamate. Pe bucăți, nu mai până în gocă. Nu, chiar pe bucăți. Până în întregimea lui pe... Asta e propunerea. Da. Și propun să luăm. Dacă sunt și alte discuții. Să venim cu un proiect de hotărâre în sensul ăsta în luna iunie. Deschidem genul ăsta mai complet. Până pe grinii vor vreți. Nu, nu. Nu se poate. Se duce în grădinițe. Iese în grădinițe, până interdente, este acolo în grădinițe. Sens unic. Bine, că vezi și propunerea cu Gălnicianul sens unic despre grădinițe, spre piață. Dacă nu mai sunt discuții, supun votul dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O să propunem și noi. Proiectul următor. Proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii de negociere pentru achiziționare de către municipiul Vașcani a imobilului situat în strada Fundac, Cântânele numărul 10 și terenul aferent în suprafață de 1000 de metri pătrați. Aviz nefavorabil 3-2 în comisie de comisie. Domnul Pentele, puteți să spuneți și aici. Cum știți, și în piața din Vale, traficul rutier este foarte aglomerat, mai ales în zilele de duminică. Spațiul de vânzare pentru comercianți, la un moment dat, sunt tinde și pe trotuare și este până spre biserică. În fața pieței din Vale avem o parcare care este folosită în special de către comercianți, acele mașini care transportă mesele spre vânzare. Totuși, dumneavoastră, că este de greu duminica dimineața să poți trece pe acolo, datorită acelor dupe care stau în parcare. Sunt situații în care nici autobuzele cu greu își fac loc. Pe partea vis-a-vis de piață, avem lângă liceul Miron Costin și Unire, avem un semn de oprire interzisă care nu se respectă niciodată. Deci este clar că este nevoie de o parcare acolo pentru clienții pieței. Încercând să mutăm acele dubii ale comercianților, sunt convins că vom avea un răspuns de partea comercianților, dar unde se duc eu mașina. Și atunci am identificat un imobil, o casă veche și un teren de 1000 de metri pătrați în spatele pieței, lipit chiar de piață. Propunerea mea este să încercăm să facem o negociere cu acel proprietar, să vedem câți bani dorește. Ieri s-a dus și un document în sensul ăsta, dar, bineînțeles, trebuie făcut o evaluare a acelui teren, să vedem cam cât ar face acel teren și să încercăm o negociere, să se achiziționeze acel teren pentru, am propus eu, amenajarea unui parcări cu destinație precisă mașinile comercianților. Cam asta ar fi ideea. Bine, aniția proiectul de hotărâre și nu avea cererea asta anexată la da, eu am mers solicitarea. Ați
verbal acolo sau cum... Nu, eu am văzut afișul de vânzare. Am văzut afișul de vânzare, am pus proiectul acolo 2-3 luni de zile la Secretariatul Consiliului Local. Am crezut că, vă spun sincer, că dumneavoastră preluați inițiativa și puteți să îl contactați pe acel vânzător. Nu există niciun fel de conspirație, nimic, este doar o... O comisie care se poate să negocieze... Oricum trebuie făcut o comisie, chiar dacă cineva ia legătura cu persoana sau... Nu mă consider. Prima chestiune care trebuie rezolvată în achiziția de bunuri imobile este o evaluare făcută de un expert independent și care să o vrea numai comisia de negociere și să aibă un punct de plecare. Să negocieze. Exact cum am procedat cu Palatul Constantin din nou, unde am negociat foarte bine. Și mă bucur că am făcut parte din negociere. Și eu. Și tu te bucuri sau? Nu. Mă lipsesc de asemenea comis. Deci asta e procedura. Numai acceptul Consiliului să demarăm aceste proceduri. Dacă se pare o soluție bună, putem fi de acord acum cu constituirea comisiei și cu solicitarea unei firme să facă evaluare. Deci noi să votăm comisia acum și executivul... Și nu trebuie o rectificare bugetară? Executivul să facă evaluare pe care să nu... După... Așa e normal ca să aibă un pic sigil. Da. El a făcut o ofertă acolo, într-adevăr formidabilă, dar... Mare. Foarte mult, dar domnul Colegeral Colache a stat cu noi, cumpărat până în 20 de euro metru pătrat. Nu, că ce? La 80 de euro. 80. Palatul Catacuzino a cumpărat cu valoarea... 80 de euro. Ce solicite la acolo? Nu, dublu, de 4 ori. Până în 20 de euro pe metru pătrat. Nu, eu mă refer la sumă totală. Sumă totală. Da. Nu, eu mă refer la sumă totală. În afară de cont. Plus brand. Plus brand. Prețul e mare, foarte clar. Acolo nu e deci propunerea pentru parcare, nu cred că e... Trebuie... Nu, din punctul meu, nu. Unde intri în parcare? Trebuie să producă venituri ca să achiziționăm un bot. Piața în sine, nu duce venit. Păi, piața în sine. La parcă. Ok? Lați din venitul la parcă. Băi, nu avem venitul la parcă. Bun, e un regulament. Dar e ce consiliu atâta? Corect. E mult. Da, păi, da. Mai sunt discuții pe seama proiectului? Deci am înțeles. Deci trebuie să demarăm o expertiză, o evaluare. După care să vă prezentăm. După aia comisia. Eu cred că evaluarea poate merge paralel cu comisia. Dacă vine să prin comisia, deci, evaluarea aici, dar cam așa trebuie să sunt. Articolul 1 se aprobă achiziționarea bunului în mod de situată în nu știu cum, da? Nu, domnule, se aprobă achiziționarea nimic, fără valori, fără absolut nimic. Se dă sarcina executivului să facă raportul de evaluare și apoi când prezintă raport, se organizează comisia și începe să... Se aprobă comisia. Aici sunt două proiecte distincte. Unul pentru amânarea comisiei și unul este pentru achiziționare. Da. Nu putem cum să aprobă un proiect. Comisia de negociere, doar atât. Da, dacă ați face raportul de evaluare, trebuie să existe voința de a achiziționa un bun. Deci acceptul Consiliului să demarezi evaluare. Fără nicio... Deci putem da pentru o evaluare. Pentru evaluare și Consiliul exact. Deci accept pentru evaluare. Acceptul Consiliului să cumpără. Ce se poate face evaluare când nu trebuie să se lucră? Poate. Se poate. Evaluarea, da. No, primul articol din proiect se constituie comisie de negociere în vederea stabilirii prețului de achiziție. Nu negociere, întâi trebuie făcut evaluarea, deci după aceea negociere. Da. Întâi trebuie să am voința să cumpăr, după aia cheltuiesc banii să fac o expertiză. Păi fac expertiză, dar nu mai cumpăr. Și le aruncăm în sertar și facem performanță. Trebuie să există o voință, să vrea să cumpere sau nu. Nu îl forțez, dar puteți să o puneți cum vreți noastră. Poftim? Dacă colegii consilieri consideră că este oportun să ne încercăm... Sigur că da. Eu am vorbit, deci cum a trebuit să... Eu am vorbit numai prin prisma legii 215-213. 215 dă voie municipiul, la UAT-ul, să achiziționeze bunul în mod re, în baza unui raport de evaluare și atât.
Iar 213 vorbește de creșterea patrimoniului public prin achiziționarea de bunuri. Da? Dați, dacă îi dați aviz, dacă nu putem merge, faceți evaluarea, dați avizul de cumpărare și se înceapă negocierea. Cum doriți. Ele, de fapt, ajung tot acolo. Haideți să facem avizul de evaluare, că poate nu coboară la, de la 80.000, trebuie să coboare foarte mult. Atâta timp cât nu știu evaluarea, dacă vrea să coboare mai mult. Să știu ce sumă. Vreau să sumă. De asta zic că întâi să facem evaluare. Păi negociem. Vrea, nu vrea. Nu, evaluarea să-mi spună dacă e oportun sau nu. Și chiar un studiu de oportunitate, împreună cu investiții din acea zonă. Eu vă spun, eu mă întreb, cum ai hotărât să cumperi 80 de euro de la, de acolo, exact, cu condițiile în care ai vândut terenul în zona asta la cu 20 de euro. Dar trebuie să eu nu situația terenului, poate nici nu e... Bine, dar aici... Poate e indiferent. Nu, că a spus dacă e oportună cumpărarea. Eu nu pot să-mi asum. Eu cer. Putea să ceară și mai mult. Asta nu înseamnă că e și dă. Noi am vândut teren cu 20 de euro aici, în centru, da? Și cumpărăm teren cu 80 de euro. Eu nu pot să-mi asum că e oportun lucrări. Comisia nu poate stabili ea, că până la aprobarea și în Consiliu aici este. Nu cere, dar asta nu înseamnă. Păi eu nu pot să-mi asum. Dacă evaluatorul vine și spune că face în zona... Da, corect, dacă evaluatorul vine... Zice că face 5 euro de la 5 euro. Corect, corect, domnul Chifor, dacă evaluatorul vine și spune că atâta face, este o altă discuție, de la aia plecăm. Dar eu acum nu pot să decid. Nu, dar nu, proiectul de hotărâre nu conține din capitolul studii și o valoare pe metru pătrat. Nu spune că cumpărarea, o pot o propunere, suntem de acord cu cumpărarea. Păi nu pot să dăm, dacă e oportun, cumpărarea sau nu. Nu, Vasileu, asta e cu stabilirea comisiei, celălalt e cu achiziționarea. Sunt două proiecte separate. Deci eu aș fi următoarea părere, dar nu... nu aprobăm nimic în hotărârile astea, să se amâne. Eu îi dau drumul la evaluare și vin și prezim raportul de evaluare după care aprobăm sau nu aprobăm. Mergem mai departe cu comisii și negociere și așa mai departe sau nu mergem mai departe. Să vorbească de lucruri. Sunt clare, deci. Nu sunt de acord cu nicio amânare, ar trebui să putem la comisie. Deci amânarea o stabilește plenul, nu inițiatorul dă avizul numai când se retrage un proiect de hotărâre. Deci asta e procedura. Trebuie să pun la vot și asta e. Da. Pentru amânare. Să pun proiectul. Proiectul. Vreți asta propune să-l supunem proiectul. Supun votului dumneavoastră proiectul privind înființarea unei comisii de negociere pentru achiziționarea de către municipiul Bacara imobilului situat în strada Hundac, Cântânele, numărul 10, terenul aferent de 1000 de metri pătrați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, și proiectul numărul 16, privind achiziționarea de către municipiul Pașcanea imobilului situat în strada Fundac, întâlnire numărul 10 și terenul atelier, suprafață de 1000 de metri, este legat de primul. Dar acolo așa într-o lucrurile astea când te trebuie a lăsa. Suntem după aia postirea unui comisie. Dar nu mai contează cum se face. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, același rezultat. Și ultimul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâri privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2014. Propune domnul Bogdan Alexa. Propun pe domnul Bălău. Mai sunt și alte propuneri? Îl propun pe domnul Ienea. Lipsă. Cine este pentru domnul Bălău Vasile în prima propunere? A doua mă mai domnul Vasile Bălău, vă doresc succes. Domnul Vasile, vă rog. Urmează să clarificăm. Domnul primar, aș pe strada Ispanilor, totuși, acolo, nu se poate cumpăra cu
mic, bucata aia de 30 de metri de acolo. Exact. Știți că la începutul lunii iunie, cel puțin târziu până în 10 iunie, deja știm cine este, ajudecă licitația, să semnăm și contractul și ne apucăm de lucru. Pentru că a fost acea contestație depusă la CNSC, deci se analizează în jur de data de 5 iunie și până pe 10 încheiem contractul și ne apucăm. Da. O să mai completăm. Iunie. O să mai completăm cu această mixtură care rezultă din... Nu trebuie completat, domnul primar. Nu trebuie completat nimic. Venit cu mașina aia de doar 2 cm și s-a rezolvat treaba. Și numai 2 cm acolo, că și eu am rupt mașina acolo. Acolo s-a completat rigora care e. S-au făcut niște deliberări. Dar eu v-am spus... Trebuie la ieșire la grădire. La izvorul la poliție acolo, la izvor, nu? Exact, acolo, da. Acolo e rău, acolo trebuie. Este și o zonă umedă, cred că este o țeavă spartă, că acolo din când în când mai apare apă. S-au făcut niște deliberări, deci se poate curăți un pic sau ceva o mașină. Și am să încerc să fac freza, să văd dacă se fac. Fac freza pe aia să caut, să vedem ce iese și... Da, fac freza acolo. Am primit... Am primit de la niște cetățeni un tabel. Care este situația cu cimitirul? Ce intenționați să faceți? Care este stadiul? Dumneavoastră, și fel de tabel ați primit? Că am primit și eu un tabel. E acela. Da, da, dacă vreți... creează disconfort și solicită să găsim alte soluții de amplasare a cimitirului. M-am întrebat care este stadiul proiectului. Deci avem partea comunicară făcută, e pus drumul la un proiect. Deci n-am avut partea bunciară, ieri mi-a prezat partea bunciară. Urmează să facem un proiect și dăm să facem un proiect. Și vă scoate toate avizele conform legii. Dacă avem toate avizele... Am înțeles. Deci, inalitate, doar avem acte de proprietate, deocamdată. Cartea funcțială. Urmează proiect. Certificat de urbanism și după aia... Exact, certificat de urbanism. Serios. Am înțeles. De la mediu. Nu este un proiect acum care să arate intrare, ieșire... Da, nu. Urmează. Să știți că cei care sunt lângă cimitir, nu gândesc în perspectivă, nu gândesc că avem bătrâni și dacă au cimitirul aproape, se fac multe pomeniri, oricând pot să beneficieze de un colecel de ceva de care are casa lângă cimitir și nu mă deranjează. Oameni buni, în viață, țineți-vă de vii și nu de mărți. Orice nu fac nu niciun rău. Cei vii sunt cei cu probleme. Cu vecine, nu? Niciodată nu. Ești prieten cu vecine.